Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Gorjul în direct, alături de mine în studio, domnul Gheorghe Grivei, PNL Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule Grivei. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnul Eduard Lădaru, ALDE Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule Lădaru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Amândurora vă mulțumesc că ați acceptat invitația de astăzi, înainte de a intra în problemele care ne preocupă pe noi la nivel local și județean. Un scurt comentariu vis-a-vis de această campanie împotriva Partidului Social Democrat prin acele mesaje obscene. Știți foarte bine la ce mă refer. Totul a pornit de la un număr de înmatriculare al unui cetățean român stabilit în Suedia, care s-a întors acasă și s-a gândit omul să se manifeste într-un mod deosebit vis-a-vis de cei care ne conduc în momentul acesta destinele. Domnule Grivei, ca să începă așa cu opoziția, după care îmi spune domnul Lădaru. Nu știu dacă asta ar fi un subiect atât de important pentru românii. Am spus foarte pe scurt. Nu atât de important. A venit un om acasă în vacanță, a avut un număr de matriculare, cred că prea multă debatură s-a făcut pentru numărul ăsta de matriculare, putea să ne fie luat în seamă. Atenție, a creat un și, curent. Poliția a greșit foarte mult, că dacă acel număr nu ar fi fost, să zic, conform, nu ar fi respectat prevederile legii în vigoare, nu trebuia să intre cu el în țară. Trebuia să-i spună la graniță, băi băiete, este un număr care contravine legislației române. Adică de aia a venit în țară, s-a plimbat 2 săptămâni cu numărul respectiv, înseamnă că cei din cadrul poliției care l-au oprit, au verificat documentele, înseamnă că ori nu cunosc legea, ori au fost incapabili și nu au putut să interpreteze și să aplice legea. Da, prea multă vorbărie pentru acel număr de matriculare. De obicei, funcționarii publici, când sunt luați pe nepregătite cu o speță, nu știu cum să reacționeze. Au legea privind tulburarea liniștii și ordinii publice și trebuie oprit la graniță și date jos plăcuțele de matriculare. Era foarte simplu. În baza acestei legi. Sigur că da, nu ai voie să folosești mesaje injurioase, indiferent cum. Și atunci te dai jos numele de matriculare și spuneai, ai alte numere, bine, n-ai, să fii sănătos, nu intri în România. Deci era simplă treaba. Deci, din nou, funcționarii publici, dar asta este că specific funcționarii publici. Atunci când se întâmplă ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum, ei nu știu că trebuie aplicat, că există lege pentru tot. Chiar există lege pentru absolut orice. Se invocă de multe ori că nu avem lege pentru aia sau pentru aia. Nu este adevărat. Cobori până la principiile generale de drept. Bun, deci la noi stați un pic, domnule Taru. Deci la noi există o lege care nu-ți permite să-ți înmatriculezi mașina. Nu există lege care nu-ți permite să-ți înmatriculezi mașina. Personalizată cu astfel de mesaje. Nu există lege în sensul ăsta, dar nu trebuie să existe neapărat lege. Ai legea privind tulburarea liniștii și ordinii publice care îți interzice proferarea de mesaje injurioase sau proferarea de injurii. Este limpede. Tu nu trebuia să-l lași în țară în baza legii respective. Asta spun. Că nu trebuie să te uiți neapărat pe legea matriculării. Ia uite, bă, nu scrie nimic în legea matriculării. Păi, prostule, du-te mai departe pe cealaltă legislație, funcționarule, că de-aia ești funcționar plătit foarte bine în momentul de față. Da? Că aș vrea să văd cum te descurci în privat, cu salariile din privat, du-te și citește legislația și vezi că ai lege. Repet, mergi până la principiile generale de drept și bunele moravuri sunt în principiile generale de drept. Tu nu poți să aduci atingere bunelor moravuri în România, cu orice mesaj, prin orice formă. Și acolo te duci, nu te uiți pe legea matriculării și vezi că nu scrie în ceea ce privește curentul creat de acest eveniment. Da, s-a creat un curent, sunt oamenii mulțumiți, dar nemulțumirea provine mai mult de la faptul că, vedeți, oamenii care trebuie să aplică legea nu cunosc legea. Adică s-a plimbat omul 2 săptămâni în țară cu numărul, ce însemna că mai stătea 2 săptămâni până când pleca, că m-am înțeles că peste 2 săptămâni se întorcea înapoi de unde a venit, în Olanda. Adică ori lasă-l în pace, în Suedia s-a făcut, da. Deci s-a precedat abuziv, poliția a greșit. Ați văzut și explicațiile date începând de la conducerea poliției române? Nu. În procesul verbal li s-a specificat că se ridică numărul, dar fără să motiveze pentru ce li s-a ridicat numărul, numărul de înmatriculare și certificatul. Domnule, când întâlnești un proces verbal, corect. Când aplici o lege, trebuie să specifici în procesul verbal s-a ridicat certificatul în baza care le legi și care articolul de lege încălcat. Sigur, de acord cu asta. Nu poți să zici, va fi stabilit ulterior. Faptul că n-au știut să indice articolele de lege, nu înseamnă că a fost abuziv. N-au știut să indice. Incompetență. Incompetență, da. Cu asta sunt de acord. Și am văzut incompetență, adică, sigur, la nivel de vârf. În primul rând au făcut conferințe de presă. Nu trebuia să facă conferințe de presă. Iar cei care acum spun că au acționat la comandă, de presă, s-au făcut și mai rău de râs. S-au făcut și mai rău de râs că au făcut conferința aia de presă acolo, în care n-au știut exact ce să spună. Acum noi, când ni se spune, domnule, au acționat la comandă, noi intenționăm să credem, da, domnule, într-adevăr, să acționăm
la comandă, că nu, numai un om care acționează la comandă nu poate să justifice de ce a făcut sau nu un anumit lucru. Corect. Nu? Dar comanda a fost una legală. Repet, nu e vorba nu de... Sunt comenzi. Dar ei trebuia să întemeieze în drept foarte cred clar acțiunile. Cred că ministrul administrațiilor și internelor din Olanda, din Suedia, de unde provine cetățeanul respectiv, nu și-ar permite să dea ordin agenților de circulație, ridicați, opriți mașina nu cu numărul cu tare, că vedeți încalcă legea. Nu avem dovezi. Noi avem dovezi la noi. Se întâmplă astfel de lucruri și vă, de asemenea, în Suedia este interzis să fie acordate astfel de numere care ar aduce atingere altor state. Spre exemplu, este interzis să pui WTC, the World Trade Center, WTC 911. Este interzis să pui multe alte lucruri în Suedia, spre exemplu. Iar dar mesajul pentru ei, care mesajul... a ieșit la ambasada suedeză de două parale, care ambasada suedeză habar n-are și reprezintă niște grupuri de interese, n-a coincis cu reacția guvernului de la din Suedia, care a retras plăcuțele, numerele de pe plăcuțele de matriculare. Deci legislația în Suedia deci, trebuie să recunoașteți faptul că românul este foarte ingenios nu, și trebuie că... trebuie să recunoaștem faptul că funcționarii publici nu prea știu legea. Asta este în primul rând, trebuie asta, să recunoaștem rând, faptul că românul este e ingenios sau nu, asta ține de oricare. Deci nu poți să spui tu mie că nu aveai lege prin care s-a să lucrești pe ura față de PSD și ALDE în nu s-a sporit, această perioadă, nu s-a în aceste ultimele zile? Nu s-a sporit ura față de PSD și ALDE. Am văzut un editorial al doamnei Mungiu Pupidi, care văd că s-a schimbat radical de când vede astfel de obscenități și astfel de lucruri prin care îți manifesti practic frustrările și a spus foarte clar că nu ne putem identifica și diaspora nu se identifică cu astfel de mesaje. Iar miticul de pe 10 august sub nicio formă nu se identifică cu diaspora. Pentru că și-au dat seama de următorul lucru. Păi noi am ajuns la cea mai de jos speță de manifestare publică. Păi nu te poți manifesta în halul ăsta. Este un hal în care te manifesti. Nu poți să vii să spui tu mie că de fapt vrei tu guvernarea care înjuri. Știi să lucrezi. Eu cred că așa greșesc toate partidele politice care se asociază cu astfel de mesaje. Nu s-au asociat niciunii dintre niciunul s-a dintre partidele aflate. Ce vorbim? În opoziție. S-a nu, SRE-ul, în mică, în aici. Foarte mică măsură. Păi nu atenție, măsură. Nu și-au însușit. Când te dai click pe obscenitate și te duceai către site-ul USR, cum să nu și însușească? Și-au dat seama că e o eroare și au revenit asupra ei. Acest subiect eu cred că a fost și alimentat. De ce? Uite, sunt destule probleme cu care noi ne confruntăm. Și despre care nu se vorbește. Porcina africană nu se prea vorbește. E un caz foarte grav pe care România îl parcurge la ora actuală. Da, uitați, la 1 august se scumpesc gazele cu 5,83%. Acolo avem o problemă. Așa. Și dacă luăm să adunăm creșterile, să analizăm, să adunăm creșterile care au avut loc în 2018, vom vedea că se ridică la peste 24%, reprezintă creșterea gazelor în anul 2018, o creștere foarte mare. Creștere care se va simți în creșterea tuturor prețurilor. Vedeți, sunt lucruri foarte grave care se petrec în România și noi acum discutăm de numărul de înmatriculare al unui... Discutăm la nivel de fenomen. Chestia cu scumpirile arată foarte clar că, din păcate, în România există în continuare autorități independente cărora noi le spunem autonome, cum ar fi Autoritatea Națională pentru Reglementarea Energiei, care face cam ce vrea, cum ar fi Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Este supusă Parlamentului. Președintele autorității este numit politic. Atenție, de către PSD. Ea este autonomă. Bun, este dar răspunde în fața Parlamentului. Răspunde în fața Parlamentului, numai că trebuie schimbată neapărat legislația, pentru că, vedeți dumneavoastră, la influența celor din afară, noi am făcut tot felul de instituții ăștia independente, autonome, de capul lor, care fac cam ce vor. Și vin și spun, domnule, trebuie să cresc prețul, că nu știu ce îmi spune X sau Y sau Z. Ăștia sunt ca Banca Națională României. Hai că la Banca Națională României putem să acceptăm. Numai că aceste instituții nu mai trebuie să fie de capul lor. Trebuie să fie foarte clar în subordinea guvernului și trebuie să stabilească, să se știe foarte clar că politica prețurilor reglementate, repet, prețurilor reglementate, nu vorbim de economia de piață, dar prețurilor reglementate este a guvernului și nu a altei instituții. Nu se poate dumneavoastră alte vorbiți instituții. Despre ANRE ca fiind o instituție cam, care cam face ce vrea, la fel ca pentru și Consiliul Concurenței. Pentru că îi se permite. Și Consiliul Concurenței face tot. Ok, în regulă. Nu. Bun.
peste tot în toată lumea, guvernele sunt cele care administrează amenziile, numai la noi Consiliul Concurenței, domnule, noi suntem cam independenți de aici. Faptul că sunt Consiliul Concurenței este... Păi nu trebuie să fie nici ăla. Are autonomie, nu da? Nu trebuie să aibă nici ăla. Sunt autorități administrative autonome. Și ANRE-ul are autonomie. Acum, ideea este în felul următor. Chiar dacă sunt acestea sunt instituții administrative autonome, ele răspund în fața Parlamentului. Este o autonomie. Și președintele ANRE-ului nu este pus de PSD-ANRE. Cine numește? Asta vreau să spun. Președinții acestor instituții sunt numiți politici. Și dacă vrei să-i demiți, cum a fost la Consiliul Concurenței, a sărit opoziția în sus, că de ce vrei să-i demiți? Păi, dar ce treabă aveți cu opoziția? Noi am sărit în sus atunci când PSD-ALDE i-au schimbat pe cei capabili și au pus niște oameni incapabili acum. La ANRE, care cresc prețul, sunt de pe vremea dumneavoastră. Domnule Doru, câți ani a fost Avrilescu la ANRE? Păi, dintotdeauna. Păi eu ce zic? Păi și de ce nu l-a schimbat domnule? Că o mandat omului expiră odată la nu știu câți ani și poate fi renuit. De ce îl tot renuiți? Urmează să fie schimbat. Păi când urmează să fie schimbată și legislația? Păi dacă o tot atacă Iohannis la Curtea Constituțională. Haideți, domnule Daru, păi de asta ați împit, dacă ea n-ar fi neconstituțională, curtea ar zice nu aveți dreptate și mergeți mai departe. În moment ce se comită de multe greșeli. Păi da, trec 6 luni până spune. De când sunt PSD-ul la guvernare din 2012, nu? PSD-ul din 2012. Da, am văzut, da, sigur că da. Și a fost Ponta. În 2012 premier. A fost Ponta premier, da, sigur că da. Deci, repet, este vorba de aceste instituții care fac ce le taie capul și de oamenii care sunt acolo dintotdeauna și care fac ce le taie capul. Deci nu este vorba sub nicio formă de politică Ce le se spune? Oricum nu fac ce le spune guvernul României sub nicio formă. Păi nu, pentru că nu răspund în fața guvernului, răspund în fața Parlamentului. Parlamentul chiar are autoritatea asupra instituției despre care vorbiți. Are într-un anumit mod. Anual sunt chemați cu un raport de activitate. Oamenii, conducerea este numită politic într-un algoritm politic, ceea ce înseamnă că vă dă forța de a face schimbări. Despre ce Dumnezeului vorbim acum aici? Dom'le, nu pot, păi normal, pentru că îi alegeți pe un mandat de nu știu câți ani. Păi asumați-vă, domnule Daru. Cum adică vreți să ce lege să schimbați? Astfel încât trebuie schimbată legea, din punctul meu, și la Consiliul Concurenței. Că și la Consiliul Concurenței, l-ai pe 7 ani acolo. Stai, mă, că nu e pe 5 ani. Nu, mai are din mandat mult. Păi și tot în perioada PSD a fost numit. Nu, greșit. Da, când a fost numit? Tot de viață și ăla. Păi pentru că le reînnoiți mandatele. Le-au reînnoit cei care au fost în momentul în care au... Domnule Daru, în aceste autorități autonome, mandatele sunt de 5 ani cu posibilitatea reînnoirii o singură dată. Despre asta. Păi dar nu mă contraziceți. Păi cum să nu vă contrazic, doamna? Domnule Daru, despre ce vorbiți? La cine? Și la BNR tot la fel? Cum? De unde știți dumneavoastră că e posibilitatea? Păi citim, mă, statutul societăților. ANRE-ul nu. ANRE-ul nu este autoritatea administrativă autonomă. Ați numiți mereu acolo. Da, bun. Domnule Grivei, punct de vedere de... interesant subiectul în care vrea domnul Lădaru să intrăm, mi-e place foarte tare, pentru că mă enervează chestia asta cu ANRE-ul, este independent, nu avem ce să le... Ba, aveți ce să le faceți! Aveți ce să le faceți! PSD-ul cu ALDE și UDMR sunt la guvernare, guvernează țara, dar nu au nicio vină. Vinovați sunt cei din opoziție. Adică ei aplică măsurile, ei modifică legile și sunt vinovați fără vină. Da, sigur. Uitați-vă, de asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat și cu presa porcină africană. Dacă vă amintiți, acum un an de zile, Comisia Europeană a atras atenția asupra faptului că România nu se respectă normele privind prevenirea peste porcine și există pericolul. Așa, și după un an de zile, uitați în ce situația am ajuns. Chiar acum am observat cum, domnule, când trebuie să sacrifici peste 50.000 de porci până la ora actuală, să le dai foc, așa, am înțeles acum că ca s-ar fi zis că, nu putem să spunem așa și ceva. Așa ceva. Nu poți. Așa. Când am înțeles acum că s-ar fi extins, ar fi fost descoperite focare și la Buzău, lucru foarte grav. Foarte grav. Deci s-apropie despre de noi și măsurile care se ia și acum, nici acum nu se ia măsurile care trebuie ca să fie luate. Spuneau că ce să fac ei la porcii mistreți, că spune că pericolul și virusul ar proveni de la porcii mistreți. Spunea cineva de la PSD aseară, dar ce să le facem, domnule, la porcii mistreți, cum să-i găsim? Cineva i-a răspuns. Bine, un răspuns nu a fost prea ortodox, prea frumos, și a spus, domnule,
Ieșiți în delte că îi găsiți după miros, că sunt cadavre peste tot, de porc mistreți. Vedeți în ce situație am ajuns, în care autoritățile să fie incapabile să ia măsuri să rezolve această perioadă. Dar această, dumneavoastră cum a rezolvat gripa aviară? Acum nu discutăm de 15-20 de ani, acum discutăm de situația de acum. Înseamnă că dacă cineva acum 15 ani ar fi greșit, înseamnă că trebuie să greșească PSD ALDE acum, că ar fi greșit Pasvante Chiuru acum 15 ani. Eu vă spun o chestie, domnule, haideți să guvernăm România. Haideți, nu mai veniți cu incompetenți. Cu incompetenți, cum aveți pe ăsta Cosmin Buzatu acum, care așa nu știe să spună tricou la plural, da? Așa. Vă amintiți, mi-e și jenă să spun, domnule, cum un ministru de stat, un varianta Dăncilă în variantă masculină, când îl vezi pe FIFOR, ministru, așa, ministru care spune că are rachete balistice la DBSL-ul, da? Duc apa la... Și așa mai departe. Domnule, veniți cu oameni capabili, domnule, lăsați-vă... Domnul, veniți cu oameni capabili. Veniți cu oameni capabili, nu vă uitați înapoi că a fost unul poate care a făcut o greșeală și dumneavoastră îi puneți pe toți incapabili. Tot la fel au fost. Aveți pe Andrușcă care nu poate să lege trei cuvinte. Domnule, puneți oameni capabili, domnul, nu veniți acum să spuneți că a fost unul acum 15 ani tot de nivelul ăsta. Aduceți-i capabili, dacă nu sunteți în stare să aduceți oameni capabili. Dați-vă domnul la o parte. Haideți să vorbim astfel de problemele astea, sunt cancanuri, că ăla nu știe să zică tricou la plural. Cum poți să reprezinti acel om? Dacă... Păi și branconaj Igaș al dumneavoastră mi-a reprezentat. Da. Și Igaș care spunea că trebuie să fie temperaturi cu plus 0 grade, adică pe bune, bine că nu erau cu minus 0 grade. Adică despre ce vorbim? I-ați avut pe dumneavoastră, pe de lume, a avut gârlă din ăștia. Ce discutăm? I-a avut la fel. Nu, asta vreau să vă spun. Mai rău, de fapt au fost de 1000 de ori mai răi că ăștia au și tăiat. Aveți salarii, tot aveți un guvern de competență. Veniți cu modificarea codului administrativ. Dumne, cum puteți să gândiți așa ceva, dumne? Cum puteți să încălcați Constituția României? Să veniți să spuneți... Păi să preuze, că uite, a fost atacată de către Claus Iohannis și de către partidele de opoziție la Curtea Constituțională, da? Da? Cum puteți să spuneți, domnule, să încălcați Constituția României, care prevede că limba oficială în România este limba română? Păi cum puteți să vedeți cu alte limbi, o limbă oficială, domnule? Păi nu vine nimeni cu alte limbi oficiale, domnule. Încălcați Constituția țării, domnule. Asta trageți dumneavoastră, dar nu vine nimeni. Păi nu, asta e adevărul. Adică trebuie să vină românii din Covazna, din Harghita, din Mureș să demonstreze la București în fața guvernului, domnule. Nu scrie așa ceva, domnule. Păi nu scrie așa ceva în codul administrativ. Ce tot domnule vorbim? Păi nu scrie așa ceva în codul administrativ. Eu știu ce scrie în codul administrativ. Românii știu ce scrie în codul administrativ, dar românii nu înțeleg de ce acest guvern PSD ALDE, așa? UDMR, la UDMR e plauzibil, adică PSD înțelegem. De ce anume? Fără UDMR, așa? Așa, ăia le înțelegem, interesul lor. Păi nu, dar e fără UDMR. Așa, dar aceste partide, de ce să fie, de ce sunt împotriva poporului român? Păi nu sunt împotriva poporului român. De ce doresc federalizarea României? De ce, domnule? Dar nu se dorește federalizarea României. Dar ce se dorește, domnule? Care federalizare? Înseamnă că ei habar n-au ce fac acolo. Păi dar nu poți face federalizarea României. Domnule, le duc, UDMR-iștii le duc acolo înainte de ședință, le dă ceva prafuri, eu știu... Domnul Grivei, dar nu este așa. Și nu știu ce mai votează în Parlament. Așa. Guvernarea merge pe ansamblu foarte bine. Ați văzut, ieri au fost încasări la bugetul de stat. Asta vreau să spun, cu 6 miliarde peste. Urmează o rectificare bugetară, spune doamna Dăncilă, că nu e... De la PNL, că vii și nu sunt bani de salarii și pe... Știți cum ne spunea asta anul trecut? Nu sunt bani, martie nu va mai fi bani. Vorba lui Iohannis, sigur aveți bani. Nu, atenție, eu nu pot ca să vă spun că nu aveți bani. Eu mă întreb. Dar ați primit răspunsul. Îngrijorarea mea, domnul Lădaru, este justificată. Relaxată, din moment, nu sunt relaxată, pentru că mă uit peste stradă și văd stadionul nefinalizat și, atenție, mi se pare că... Și în cauza celor care... Așa, mă uit un pic mai departe, văd varianta de centură nefinalizată. Și dumneavoastră spuneți că sunt bani nefinalizate. Văd drumuri despre care se vorbește de ani de zile. Mă refer la drumul expre către Craiova, către Filiaș. Mă refer la drumul Bunești, Pitești, mă refer la drumul Târgu Jiu, Tismana, Baia de Aramă, cum să fie bani? Unde sunt banii? Dacă sunt bani, de ce nu faceți domnule? Că nu se face drumul de la Târgu Jiu la Tismana. Dumneavoastră nu sunt bani de salarii, de nu sunt bani de investiții, domnule. Ce bani a fost alocați de investiții? Câți bani sunt alocați? Investiții nici când și nu se fac. Și salarii n-au fost bani. E adevărat, domnule, dar nu, aveți o scuză? Asta e o scuză, domnule? Tot timpul vă scuzați?
Deci au făcut unii acum 20 de ani. Vreau să facem ceva, nu să ne bine scuzăm. Că vă scuzați, dar eu chiar vreau să facem ceva. Ce să faceți, domnule? Faceți! Dacă municipiul Târgu Jiu, dacă primarul municipiului Târgu Jiu dorea... Ar fi fost PSD-ist? 155 de miliarde, nu, că e PSD-ist. Păi, mă rog, cu o parte din PSD-ist. Ce 155 de miliarde de anul trecut... Cu care parte din PSD? O parte. Că dacă cu cei... Păi s-a certat și cu aia, nu mai e cu nimeni. Păi s-a certat, da, cu o parte din partea aia. Da, mai rămas cu... O ceva, da. Bun, dacă cei 155 de miliarde de lei vechi de anul trecut, cu care a rămas plus, domnul primar, da? Erau folosiți pentru terminarea stadionului, erau fix 4 milioane de euro, mă rog, un pic mai puțin decât 4 milioane de euro. Ați dat hotărârea de Consiliu? Păi puteam să o dăm. Ați alocat banii? Păi dacă primarul nu vrea, nu poți să-i dai. Aveți dreptul la inițiativă, putea să fiți miați. Păi nu, i-am adoptat bugetul domnului primar. Inițiator este primarul când antrenezi bugetul. Putem să-l modificăm. Orice consilier local. Putem să modificăm, are dreptate. Poate să vină. Ascultați-mă, domnul Grivei, numai că noi am zis în felul următor, bă, nu ne mai opunem la bugetul omului, că ne acuză lumea că s-a votăm. Decideți majoritatea Consiliului. Nu, că anul ăsta nu se mai. Și am lăsat bugetul așa cum l-a vrut el. Adică n-a făcut nimic. Bun, deci dacă tu voiai să termine apărat stadionul, îl făceai cu bani de la bugetul local, fără absolut nicio problemă. Dar nu era dacă în autorizare. Dar nu, stați un pic. Păi poți să vii și să faci. A fost preluat de autoritatea locală? Păi dacă vrei... Păi nu a fost preluat. Dumneavoastră nu poate. Haideți ca să vă mai spun ceva. Domnule Lădaru, ok, nu sunt consilier local, sunt convins. Nu, domnul Lădaru, eu nu vreau să fiu doar imparțială. Domnule Lădaru, să-l priei, domnule, să-i priei într-o hotărâre de guvern și le spui, domnule, dați-le înapoi că-l termin eu. Și ți-l dau. Și după aia ziceați, ia uitați, domnule, când vrea guvernul nostru să-i dea banii, să facă lucrări. Ăsta nenorocitul de la PNL l-a luat ca să dea banii de la... Nu. Îmi pare rău, eu îl terminam în regulă. Nu, asta e un fel de manipulare. E o variantă, dar părerea mea este... E o variantă cerebrală prin care noi să facem ceva și să nu stăm păi la cerșetorii. Păi dați-i bani de la guvern dacă sunt, păi e guvernul dumneavoastră. Domnule, eu sunt la nivel local. Eu păi vreau da, aveți și parlamentarii, aveți... Nu vreau, doamnă, eu nu vreau să mă duc să stau cu mâna întinsă la guvernul României. Dar de ce trebuie, domnule, să stăm cu mâna întinsă ca Milo și când ei trebuie să ne dea bani? De ce trebuia să ne dea? Păi ne-au dat, s-au angajat că ne dau 20 milioane de euro, au dat cei 20 milioane de euro. Vedeți, asta e problema noastră. Noastră considerați că își fac milă de noi. Nu, domnule, nu-și fac milă de noi când ne dau bani ca să finanțăm obiective. Doamnă, despre ce este vorba? Novăceanu, stați un pic așa. Păi dacă noi nu facem nimic cu banii de la bugetul local, cum nu stăm cu mâna întinsă? Noi așteptăm să ne facă mereu păi alții. Păi stați să vedeți dacă mai aveți excedent bugetar în 2018. Discutăm la sfârșitul anului, domnul. Haideți că iar discutăm imediat începeți că tot primarul din Târgu Jiu este vinovat și că nu se face drumul de la Național la Târgu Jiu la Tismar. Și că nu se face centura, să vă spun imediat de ce. Deși am avut mai multe intervenții în Consiliul Local, atât Petcu, domnul consilier Petcu, cât și subsemnatul, cu privire la cadastrarea întregii proprietăți publice și private a municipiului Târgu Jiu și am spus, domnule, cât o costat? 500.000 de euro, 1.000.000 de euro, 2 milioane de euro. Îi dăm, o dată și gata. Ei, de-aia nu se continuă drumul pentru centură. Pentru că nu-i cadastrul ăla, n-are cadastrul ăla, nu se încadrează cu cadastrul celălalt. Deci, doamnă, nu mai putem să stăm ca nevul mediu. Domnule, de 16 ani ați avut primarul Cârciumaru, de ce n-ați făcut cadastrul? Cârciumaru a fost la fel de bun, de fapt, a fost un pic mai bun decât Romanescu, că făcea curățire prin oraș. Dar Romanescu este la fel de bun ca Cârciumaru, despre ce dracu vorbim? Nu se diferențează cu nimic, ca două ficături de apă. Faceți fix invers de cum face de la PSD. Noi trebuie să facem cadastrul acum. Înapoi în istorie. De istorie, bă, întreabă de cadastru acum. Ce ați făcut 16 ani? Să facem domnule cadastru. Eu vreau să dăm bani pentru cadastru, păi dar cine nu are explicație? Eu vreau să dăm bani pentru cadastru, că de aia nu face nici planul urbanistic. Să inițieze proiectul de hotărâre, să-l voteze. Sunt majoritar în consiliu. Păi pentru anul următor asta o să facem. De ce n-ați făcut până acum, domnule? Păi l-am lăsat cu bugetul lui, ial mă bugetul. De ce n-ați făcut? Nu e adevărat. Nu. Adică nu. Aveți o scuză pentru faptul că domnul Romanescu nu a inițiat un astfel de proiect de cadastrare, cum spune domnul. N-a prevăzut în buget, n-a prevăzut în buget. Aveți mai mult decât atât, ce a făcut primarul? Bani insuficienți. Sunt alții care s-au ocupat și fac cadastrarea gratuită, doamnă. Da. Nu contează. Da. De ce au făcut în 16 ani gratuită? Păi și acum este un program. Păi dacă făceau măcar proiectul... proiectul ăla, despre ce vorbim, dar nu, asta are relevanță. Noi chiar nu vrem să facem nimic cu banii de la bugetul local. Sub cuvânt de onoare, că domnul primar și-a crescut salariul cu 25%, că nu-i ajungea 100 de milioane și îl făcă 125 de milioane. Dă 57 de milioane lei vechi net în mână fiecărui consilier al domniei sale, atât de mână.
Deci asta înseamnă încă vreo aproape 100 de milioane bani cheltuiți cu fiecare consilier al domniei sale. Are în mod nelegal 5 consilieri în loc de 4 consilieri, în mod nelegal, repet, aici încalcă legea mod flagrant, care spune că are dreptul la 4 consilieri și nu la 5 consilieri. Dumnealui are 5 consilieri. Deci despre asta vorbim. Despre asta vorbim. Asta face domnul primar. Își dă sine curzi sieși pentru că nu îi ajung banii pe care i-are. Despre ce vorbiți dumneavoastră, consilieri municipali? Așa. Incompetența dumneavoastră, căutați cu asta, aruncați în spatele altuia. Păi nu, domnule, deci, eu până dumneavoastră n-ați arat, dumneavoastră n-ați arat. Are noi, domnule, eu nu. Dumneavoastră consilierii. Păi ce trebuie să facem? Ce proiecte ați făcut, le-ați susținut, le-ați aprobat? N-ați făcut nimic. Ba da. Deci n-ați arat, n-ați semanat. Ba da, fix. Așa, n-ați făcut nicio prașină, n-ați dat cu îngreșăminte și spuneți toamna, domnule, de ce nu recoltează primarul? Păi ce se recolteze primarul dacă nu ați dormit un an de zile? Greșit. Consiliul ăsta local. Ce se recolteze dacă ați dormit și n-ați făcut nimic? N-ai ce recolta dacă nu semeni. Domnul Grivei. Nu ai ce recolta, domnul Rădaru. Nu asta, că până acum dădeați vina pe primarul Cârciumaru. Așa ați făcut, așa ați făcut, așa faceți acum. Partidul Național Liberal dădeați vina pe primarul Cârciumaru, da? Și eu dădeam vina pe primarul Cârciumaru și nu-mi retrag. Dumneavoastră majoritatea nu faceți altceva decât să blocați activitatea din primăria Târgu Jiu. Ca de exemplu. Ce blocați activitatea. Adică ce vrea să facă bun? Pune stâlpi. Pune stâlpi. Dați exemplu. Dați exemplu. Vedeți că n-aveți exemplu. Adică dacă ar fi venit cu un astfel de... Câte proiecte de hotărâri n-au trecut? Două. Domnul Grivei, stați un pic, nu că aici... Câte proiecte ați venit dumneavoastră consilierii majoritari? Cu 10. Și pe care nu le pune în aplicare primarul. Padocu, cum ar fi... Ăla, aia e problemă care a rezolvat-o consiliul. Păi n-a rezolvat. Padocu. Păi nu vrea primarul să o rezolve. Padocu. Păi da, ăsta e proiectul. Să... De exemplu, asta era problema Târgu Jiului. Padocu. Păi da, sfâșie oamenii. Păi sigur că nu. Oamenii să sfâșează câini pe străzi. Cum da, domne, da, că așa e. Oamenii de Târgu Jiu tinere n-au niciun viitor în Târgu Jiu. N-au locuri de muncă, n-au nimic. Păi, și că dumneavoastră vă interesează Padocu. Ministru... Domnul Grivei, nu reușiți să dați un toate, exemplu. Nu-l interesează decât pușcăriașii. În regulă, dar nu deci reușiți să dați un problemele de proiecte mari blocate de Consiliul Local. Local. Știu. Nu particip la ședință, dar în presă a fost mediatizat permanent scandalul din Consiliul Local. La fel se întâmplă și de partea cealaltă. Ar putea să zică cei de la PSD, alte, domnule, uite, ne blochează, vrem și noi să facem ceva. Să vină cu proiectele care le-au făcut, nu cu Padocu. Păi am venit cu... Păi ce are Padocu, domnule? Asta e problema Târgului. Veniți cu proiecte. Problemă. Veniți nu la probleme. Fel de importantă. O, foarte importantă, doamnă, că mor oamenii dacă e să-i muștem. În regulă, ce e adevărat. Adică nu se face drumul pentru varianta de ocolire a orașului Târgu Jiu. Ce treabă are, domnule? Așa, nu se face... nimic în Târgu Jiu, nu se finalizează lucrările la stadion, nu se face nimic. Da, vinovat e primarul. Primarul a fost vinovat și că a plouat mai mult în lunile iunie și iulie. Domnul e la fel de vinovat cum a fost și Cârciumarul. Domnul Grivei, dar nu dumneavoastră, deci dumneavoastră când vorbiți de fosta administrație, vorbiți de Cârciumarul și punct. Nu vorbiți de Cârciumarul. Dar 16 ani, doamne. Ok, dar vorbiți de Cârciumarul. Dumneavoastră că ziceți, domnule, n-a făcut nimic, Cârciumarul n-a făcut nimic. N-a făcut și a avut majoritatea în Consiliu. Hai să-i dăm lui Marcel Romanescu majoritatea în Consiliu. Extindeți atunci, domnule, Consiliul Local din cei 16 ani, alături de Cârciumarul, n-au făcut nimic. Asta este ideea. Alternativ n-aveți unul mai capabil. Dumneavoastră realizați, ceea ce vreau să scot în evidență este următoarea idee. Realizați că dacă nu se va întâmpla nimic, răspunzător va fi fix domnul Marcel Romanescu. Chiar dacă poate aveți dreptate în oarecare măsură vis-a-vis de faptul că orice și-ar dori se lovește de un accept sau un refuz al Consiliului Local. Tata, n-a venit cu ceva concret. Asta e ideea. Un accept sau refuz. Doamne, câte proiecte? Peste 1000 de proiecte au fost aprobate inițiativ de el, despre ce bun! Înseamnă că Românescu are activitate. A venit cu 1000 de proiecte pe care dumneavoastră le-ați aprobat. Păi nu le vedeți. Păi nu le vedeți, activitate curentă, domnule. Le fac serviciile de specialitate, domnule. Le fac serviciile de specialitate, domnule. Pe banii statului. Păi și ce face? Nu vorbim de o viziune generală asupra proiectele. Orașului. Nu vorbim. Uitați o chestie. Iluminatul inteligent. Așa, al cui e? Al Romanescu, el e primar. Dați-l la o parte, spuneți acum că... Ia lui Romanescu pentru că și-a dat spor pentru proiectele europene făcute de PSD. Romanescu semnează totul, face totul. E adevărat, dacă nu vroia, nu le făcea. Dacă nu vroia, nu le făcea. N-a vrut că le-a pus piedici și 20 de troilebuze nou pentru noi, pentru Târgu Jiu. Peste asta n-au venit. Tot, dar ori să vine, tot Romanescu le aduce.
fals. Păi da, fals. Și sala nu tot domnul Romanescu a inaugurat. Da, oricum. Și stadionul tot domnul Romanescu îl face. Păi să râzi că nu-l face până acum, din cauza noastră. Acum îl face Romanescu adică sau nu-l face? Partea de face. Dacă nu-l va face ea lui. De sală. Dacă nu-l va face ea lui. Păi da, bineînțeles că nu-l face dumneavoastră. Mulțumesc, da, sigur că da. Mie îmi place. Acum ar fi frumos. Adică frumos cum face Romanescu și... Din păcate vă apărați incompetentul ceva incredibil. Nu e. E prea mult să faceți o chestie, este profesor universitar, mulți n-au ajuns acolo. Nu vorbim de incompetență, vorbim de alte, interese. Știți o chestie, dacă puteți să spuneți de competență, uitați-vă la Guvernul României. Nu, mă uit la primarul României. Uitați-vă la Guvernul României, dar nu puteți să comparați. Nu ar putea să facă vreo gafă din cele pe care le-a. Nu puteți să comparați pe Dăncilă. A chemat în judecată un jurnalist și pe plângerea aia semnată de către el sunt greșeli de ortografie. Dar credeți-mă că n-a făcut-o dumnealui. Păi dacă a semnat-o, cum să nu facă el? Da, el a făcut-o, era semnat-o. Știți care e a treabă. El a făcut-o, era semnat-o. Pe bune semnat-o, și ce? Da, și e împotriva... Este împotriva... Ce s-a scris? L-a dat în judecată că săracul a fost afectat moral și a fost afectat, cred că, nu știu, că nu mi s-a arătat. Deci acțiunea a fost depusă. A fost depusă, da. Este în judecată cu jurnalistul respectiv și ceea ce mi-e îmi place, e super. Deci vreți să faceți publică sesizarea domnului Romanescu? Care dovedim că este și nu știe să scrie, care este plină de greșeli gramaticale. Categoric da. Greșeli categoric da. De asta e. Uite, așteptăm să vină, să vie. Și de ce nu? Aceasta. Da. De ce nu ați făcut-o până acum? Adică acum, deci facem. În viitorul apropiat, trolebuzele se vor vedea în circulație, este un lucru pozitiv. Apropiat, da. Meritul primarului Marcel Romanescu. Da, în viitorul se va rezolva problema cu... Dar, nu, nu, dar s-a adevărul. Sunt fapte. Adică și noi judecăm oamenii după fapte, nu după... Până la urmă, pe mine personal nu mă interesează cine este inițiatorul unui proiect. Dacă împreună reușiți să faceți lucruri bune pentru municipiul Târgu Jiu, sunt absolut mulțumit și mi-este în regulă, zic, doamne, am ales un primar bun, un consiliu local bun, în forma în care ele se găsesc. De ce nu sunteți de acord doamne, cu cum să fiu de acord când ce spun eu? Pe mine mă interesează... Știți de ce? Știți de ce nu e acord? Nu e de acord, domnule. S-a scos la licitație hală. S-a ales un primar bun și un consiliu slab. Nu, un incompetent. S-a ales un primar incompetent. Un consiliu slab. Este mai incompetent decât toți în primarul. O să vă dea noastră în judecată, vă ascult. De ce? Care-i treaba cu hală? Am văzut. Nu aveți. A fost scoasă la licitație hală din piața centrală, ca să nu mai cheltuim bani cu trețile, să nu cineva să plătească chirie. Au venit niște persoane, au făcut oferta și acum domnul primar nu vrea să semneze contractul și vine și minte public, fie din incompetență, fie cu bună știință, dar eu cred că din incompetență, spre exemplu, că nu pot să-l acuz că ar vrea el șpagă sau ceva de genul, din incompetență, vine și ne spune că nu, domne, că a participat persoane fizice și trebuia să participe numai persoane juridice. Așa am aprobat noi o hotărâre de Consiliu Local. Și m-am dus astăzi, că ieri a spus de ce nu semnează, m-am dus astăzi, Vlad Vârtej, poate țin hotărâre de Consiliu Local să vedem ceva, că eu nu țin aminte. Bineînțeles că nu scrie așa ceva în hotărâre de Consiliu Local. De asemenea, m-am edificat și cu privire la caietul de sarcini. Caietul de sarcini scrie foarte clar: participare persoane juridice, participare persoane fizice. Deci e clar că puteau adică să participe, poate și să participe oricine. Deci ceea ce a făcut domnul primar Romanescu, care ne-a spus că domnule au participat persoane fizice și noi de fapt trebuia să-l dăm unei persoane juridice, este total aberantă. Iar contractul respectiv trebuie semnat și primarul Marcel Romanescu afectează bugetul local lunar cu 4.800 de euro, cât a fost oferta respectivelor persoane. 2. S-a făcut un raport al Curții de Conturi favorabil, adică în sensul că nu trebuie imputate anumite sume de bani. Și ce credeți că a făcut domnul primar Romanescu? A contestat, doamnă, raportul favorabil, dacă vă închipuiți așa ceva. Deci vine autoritatea statului, spune că nu e nelegal ce s-a întâmplat până acum și el spune nu, e nelegal și contest raportul favorabil al Curții de Conturi. De dreptul lui să conteste, domnule, dacă ferește, consideră că se, e ilegal. Nu ce se poate așa ceva. Dar dacă ar fi fost... Un proces, dacă vă oprește polițistul, domnule, și vă face proces verbal prin care nu vă sancționați, domnule, să reprezintă instituția, domnule. Și pe instituția, dacă fură lădarul și Curtea de Conturi spune că n-a furat, eu, datoria mea ca așa conducător, ca primar, și dacă am informații că lădarul a furat, a încălcat păi legea, a contestat raportul. Eu contest, domnule. A contestat raportul Curții și de Conturi. Cum, n-are favorabil dreptul de opinie? Păi ce dacă e favorabil, domnule? La se referă la activitatea unui aparat de specialitate. Nu se referă. Da, sigur că ați pesediști, domnule. Ați pesediști toți. Eu știu măzul oaselor de asta. Domnule, nu e dreptul. Bine a făcut, domnule. Eu îl felicit dacă a făcut treaba asta. Că a contestat un raport favorabil la Curții de Conturi. Nu contează. Dacă eu am
informații că s-a încălcat legea, da, îl contest, domnule. Îl contest. Nu s-a încălcat, domnule, dacă... Sigur că da, domnule, ce dracu vorbim? După dumneavoastră, ce, chiar ce vorbim? Chiar ce vorbim? Când dumneavoastră veniți cu fel de fel de legi, modificați codul penal, codul de procedură penală ca să favorizați, să favorizați infractorii. Unde a fost contestat? Acum puteți să puteți, domnule, puteți să spuneți majoritatea vine. Cum, domnule, am modificat codul, am modificat în favoarea cetățeanului. Ba, nu sunt lucruri care se întâmplă. E ca și cum la placa dumneavoastră. Vreau să scot în evidență că placa dumneavoastră asta e tot timpul. La dumneavoastră a venit AEP-ul. A stabilit că totul a fost în regulă. Cum ar fi fost, domnule, să contestați dumneavoastră la purta autorității electorale? Exact același lucru este și aici. Aici au fost fel de fel de licitații, domnule, și așa mai departe. Domnule, păi nu e vorba de licitații, e vorba de cu totul altceva. Dacă eu am spus în multe emisiuni că și cu parcarea de la Dorna și cu astea au fost afectate grupuri de interese economice ale Partidului Social Democrat. Dați-mă în judecată. Păi de ce să vă dau, domnule, în judecată? Dacă n-am dreptate. Eu nu sunt reclamagiu ca Romanescu, de ce să vă dau în judecată? Așa, nu, așa este, păi s-a văzut de-a lungul timpului. De ce să obțin, de ce să abțin consilierii? De ce n-au fost de acord cu această parcare să fie gestionată de... foarte grav. Adică vrem o parcare supraetajată acolo. Credeți că sunt singurul care spun? Noi o vrem la primărie. Păi nu, dar noi o vrem la aduce justiția, parchetul să se implice, să nu doarmă. Dacă eu spun în emisiune, doamne, mi-a făcut reclamație primarul. Dacă eu spun că a fost falimentat IDP-ul, societatea, Consiliului Județean, așa. Și eu spun și afirm aici și am afirmat în nenumărate rânduri că au fost probabil persoane care au voit ca aceasta să fie falimentată. Dați-ne. Dacă eu spun că problemele au apărut de când a fost organizată licitația cu Idailu ca să preia la lucrările de întreținere la drumurile județene. Cine eu vă întreb care a făcut lucrul acesta? Păi justiția să vină să cerceteze. Nu sunt eu, nu pot să mă substitui justiției. De asta spun, eu de multe ori spun anumite lucruri, dar toată lumea dar doarme. Nu le puteți susține, efectiv, în... Doamne, dar de ce dor, doamne, și nu vin să cerceteze, să mă întrebe pe mine, băi, de ce ai spus chestia aia? Păi, dar de ce a spus? Aveți dovezi clari? Se vede! Da, este se cercetează, un dosar, s-a făcut plângere, se păi, da, s-a făcut plângere și de către Romanescu, s-a făcut plângere și de către cei de la Ronda, deci fiți fără grijă, ăla se cercetează. Deci ce se cercetează? Ăla se cercetează. Să multe lucruri. Doi, noi vrem parcarea la primăria... Justiția la noi nu se implică. Noi vrem parcarea la primăria municipiului Târgu Jiu. Dar am spus foarte clar că vrem parcare supraetajată, atât adică domnul primar nu vrea să aloge fondurile necesare. Să facem noi parcare respectivă, în mod clar și firesc că vom scoate la licitație pentru a fi edificată o parcare supraetajată. Pentru că știți arhitectul ce spune, după ce am retras proiectul, arhitectul ce spune? După ce am retras proiectul, domnule, mascăm piața centrală cum mascau comuniștii bisericile. După ce am retras proiectul de pe ordinea de zi, au venit la mine trei cetățeni care stau în zona finanțe și au spus în felul următor: domnule, ce-ați retras proiectul cu parcare? Că era foarte bun acolo, pentru că oamenii nu au loc toți în parcarea de la Piața Mare, care au nevoie la Piața Mare și vin peste locurile noastre de parcare. Deci vedeți că cetățenii au nevoie de o parcare acolo supraetajată. Nu suntem nebuni la cap. Chiar au nevoie. Să o facă primăria, domnule, nu mă deranjează. Dar să aloce banii necesari și să o facem noi. Nu mă deranjează lucrul ăsta. Dar nu putem să stăm așa, fără parcări, fără aia, fără aia, fără aia. Pentru că vă spun ceva, ce și serviciul de ecarisaj, dacă domnul primar nu se grăbește cu padocul, voi face proiect de hotărâre prin care să scot și să deleg serviciul de gestiune, să vină un privat să construiască padocul și să strângă câinii de pe străzi. Pentru că eu nu pot să stau cu un primar care nu pune în executare hotărârile de consiliu local și care nu vede binele municipiului Târgu Jiu și va trebui să apelez la mediul privat în calitate de consilier local și o să-mi convin colegii pentru lucrul ăsta. Pentru că eu într-adevăr vreau să rezolv probleme, nu vreau să le întreneze 4 ani de zile până să realege Romanescu și ce, ca să ce, vină mandatul următor ce, să stea 16 ani să ce asta, să să spuneți nimic. Acum? De ce vreau să faceți? Adică amenințați pe Târgu Jiu că vă apucați de muncă? Apucați-vă, domnule, că sunteți consilier. Apucați-vă. Și o să vedeți în continuare. Am făcut proiectul de hotărâre prin care să facem parcare cu plată și parcare de la Super 2000, pe care domnul primar nu vrea parcare cu plată. Facem, implementăm sistemul prin SMS, pentru că ne-am apucat de treabă, că domnul primar nu vrea să facă treabă. E adevărat. A sunat cumva treaba aia cu parcarea de la Piața Centrală, graba cu care dumneavoastră ați venit. Ok. S-a retras, deci până la urmă au renunțat. N-au avut de ales, oricum, de presiunea publică, opoziția domnului primar. Da, nu avem o soluție din partea domnului primar în momentul acesta. Păi. Ok. Primarul a spus așa. Ce a spus? Circa 6 luni de zile va fi gestionată de primărie și apoi se va veni cu un proiect
Dar vedeți o chestie? Trebuie, domnul. Nu, domnul, domnule, domnule. Ai soluția, o lăsăm domnule, așa. Domnule, domnule și arhitecții, domnule, discutați, dar cum să cadrează? Cât e etaj trebuie să aibă, dacă suportă terenul sau nu? Domnul Pasi spunea, am 10 etaje pe domnul, nu așa se face, domnul. Nu așa se face, domnule, domnule, lăsați domnule să profesioniști să se spună, domnule. Ce profesioniști, domnule? Domnule geologi, domnule, să se spună. Păi tu auzi, auzi că e peste asta. N-ați văzut că și puțul și fântâna o faceți? Aici iese apă peste 10 metri, nu iese apă. Domnul, lăsați profesioniști, domnule. Eu înțeleg că guvernul este de incompetență, dar nu incompetența trebuie să o transferăm de la guvern la consiliu. La primăria Târgu Jiu. Profesioniștii până acum primarul. Păi n-a avut timp, că e într-un an de zile. Oh, de ce nu ați consultat dacă puneți numai așa? De ce n-ați făcut în 16 ani cât ați avut pe Cârciumaru? Cât a dormit în primărie? Și așa mai departe. Acum am intrat în consiliul local. Atunci faceți dumneavoastră revoluție. Dumneavoastră și Romanescu la fel. Nu. Eu vreau să vă trezesc pe dumneavoastră și de asta vă rog, domnule, consultați specialiștii, arhitecții, geologii, vedeți, domnule, a făcut cineva un studiu să vedem dacă se pretează, dacă terenul suportă o parcare cu două etaje. Să facem prin hotărâre de consiliu local. Păi ce l-ați făcut? Păi cum studiu să facem de... toată lumea urmă, țipă, zbiară, drege, haide, interese, sunteți ați luat spagă, face studiu, domnule, studiu. Nu, nu v-ați grăbit cu parcare, că vreți parcare de două etaje. Mai are 30 de zile, o să avem domnule. Parcare de două etaje, vă spun eu. Păi da, face studiu. Păi nu, păi să vedeți terenul. Păi cereți. Trebuie să facă studiu. Dacă nu vrea eu... Bani, domnule, ați alocat banii. Păi dacă primarul nu vrea să-i anunce, nu poți să-i care este situația în momentul de față? Domnul... Mai așteptăm. Nu, că domnul Romanescu a spus, gata, asistăm contractul cu aceia. Păi da, și l-a păi nu, că era... Așa? Ce s-a întâmplat? Care, nu, care e stadiu? Păi care să fie stadiu? La fel ca înainte de sistarea contractului. Deci nu s-a întâmplat nimic? Păi n-avea cum să-l sisteze. Eu când vă spun că face inepții din incompetență și din răutate... Faptul că a contestat raportul Curții de Conturi, asta denotă pe lângă incompetență și parcare, vorbim și de parcare. La fel, tot din răutate și din incompetență. Deci pe mai departe cei care încasează sunt acolo, patronii de la Rotna, care la rândul lor au făcut vreo acțiune în instanță împotriva... Da, au făcut și plângere penală, din câte știu, așa. Au făcut și acțiune în instanță și așteptă să le judecăm cu ei, că sigur că da. Ce șanse sunt ca perioada contractuală să se prelungească după 1 ianuarie 2019? Eu sper să nu fie, că vreau să-l scoatem la licitație dacă domnul primar nu face parcare, vreau să-l scoatem la licitație, să vină cine a venit să câștige, să facă parcarea aia acolo, să dea 1,5 milioane, 2 milioane de euro, să facă parcarea supraetajată. Avem nevoie de locuri de parcare acolo, despre ce vorbim? Domnule, eu am înțeles că asta a fost contractul până în decembrie, era valabil. Da, dar nu mă interesează. Da. Și că dumneavoastră primăria obțineați circa 8.000 de lei pe lună. Da, plus impozitele cam 10.000 de lei pe lună. Așa. Domnule, și asta este o sumă. Ce n-ați venit, domnule, că vă dă oricine. Așa. Și eu vă dau 20.000, nu vă dau așa, ca să concesionez parcarea. Așa. De ce nu ați dat dovadă de... Păi ce transparență, domnule. Păi, domnule, e concesionată de nu știu când. Păi concesionată, da, în decembrie. Ocupați-vă, domnule, faceți studiu geologic. Păi de pe vedeți dacă acum terenul suportă. Ce licitație? Scoatem la licitație, să vină privatul. Osia? Să vină privatul. Să vă facă studiu geologic. Tot, să-și bage banii și să facă parcarea. Ce vorbim? Domnule, că scoți la licitație, 2 milioane de euro să vină să investească. Domnule, dacă scoți la licitație, trebuie să faci, să ai un proiect, să spui, vreau o parcare cu două etaje. Vreau parcare subterană, dacă se pretează sau nu se pretează. Toți vorbează de parcare subterană, subterană, dar mulți habar n-aveau că intre, de exemplu, sub nivelul lacului. Nu este eșuat. Este un proiect eșuat. Părerea mea este că vom vedea probabil parcare prin după 2020, că altfel nu se poate. Asta. Nu-mi spuneți ce se va întâmpla cu studiu, Casa de Cultură a Sindicatelor. Ce scoateți, domnule, la licitație? Nu s-a întâmplat nimic. Ce scoateți, idei? Da, concesionarea, exact, și lucrăm în parteneriat public-privat, așa se lucrează. Ce planuri aveți pentru Casa de Cultură a Sindicatelor? Păi nu avem niciun plan deocamdată pentru Casa de Cultură a Sindicatelor. Planul meu ar fi foarte clar. Din momentul în care intră în proprietatea noastră, de drept, când ar trebui să se întâmple? Păi înțeleg că s-a făcut o contestație. Urmează să se soluționeze contestația respectivă de către instanță de judecată. Cine a contestat? Federația Națională a Sindicatelor, de unde făcea parte Fundația Casa de Cultură a Sindicatelor. Așa, și din punctul meu de vedere,
ar trebui făcut proiect și alocați bani de la bugetul local ca să o facem. Deci dumneavoastră spuneți așa, că domnule, bugetul local poate susține, nu poate susține investiții toate, la Casa de Cultură, nu, investiții nu, la stadionul municipal, nu, dar deci nu totodată, nu totodată, totodată, dar puteam să facem anul ăsta stadionul, că tot nu făceam Casa de Cultură, da? Și anul următor Casa de Cultură. Asta spun, nu totul, nu totul, dar anual, dacă faci o investiție majoră și se vede, este suficient. Anul următor o parcare, anul următor o ce mai face. Ne apropiem dar nu de putem final. Să venim să spunem că aia nu o facem, aia nu o facem, aia nu o facem, aia nu o facem. Nu facem nimic, nimic, nimic. Știți care e treaba? Asta chiar îmi pare bine, recunoașteți că nu faceți nimic, nimic. Să știți, organul deliberativ e Consiliul Local. Da, păi și am adoptat hotărârea. Și executiv este primarul. Păi și primarul deci, nu vrea să pună în executare. Păi nu, dar astea care zice, spuneți dumneavoastră că vreți să le faceți. Nu-l face. Deși aveam hotărâre de Consiliul Local, da? Hala nu închiriază, deși este hotărâre de Consiliul Local. Lucrările la liceul de chimie le blochează și pe ele cu prestatorul, deși ăla a câștigat licitația, tot în baza unei hotărâri de Consiliul Local și nu vrea să încheie contractul, că îi se pare că n-are, deși de comisia de licitație a trecut, dar îi se pare lui că n-are ăla experiență similară, dar nici n-a sesizat organele de anchetă sau ceva de genul ăsta, da? Deci primarul blochează tot toate proiectele de hotărâri pe care le-am votat. Clubul sportiv municipal nu funcționează tot din cauza primarului. Deci avem proiecte de hotărâri de Consiliul Local. Păi așa e, că n-a spus la concurs postul și că l-a spus la concurs la anulat concursul. Tot în mână ilegal l-a anulat. Că avem proces acum pentru că a anulat concursul ăla. Bun. Domnule, deci asta este incompetența domnului primar, că n-avem ce face. Este incompetența și blocajul consilierilor locale. Bun. Pentru că ne apropiem de final, un scurt comentariu vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu operele Constantin Brâncuș, subiect care a explodat la nivel național. Jurnalistul Narcis Daju este cel care a lansat, practic, acest subiect pe în spațiul public și nu neîntemeiat. Este evident faptul că nu s-a intervenit sub nicio formă în restaurarea, în întreținerea acestor opere de o valoare fără... O valoare inestimabilă și... da? Domnule Grivei. Eu am citit și eu presa locală. Nu, spre surprinderea mea. Centrală, că e mai explodat. Și bine, da, prima dată da, pe locală, da, da, da. Că sunt foarte interesat de ce se întâmplă în județul meu și apoi la nivel național. Am observat că au fost dat un scaun acolo, că sunt muși cu el. Au fost date în pozele cu operele lui Brâncuș. A fost dat un scaun, dar toate. Da, da, așa. Și că ar fi crescut niște muși pe el. Eu... Și pe mine mă surprinde această situație. Eu știu că în cadrul primăriei Târgu Jiu își desfășoară activitatea doi viceprimari. Unul dintre ei, Tudor Adrian, se ocupă chiar de cultură. Și un primar. Adrian se ocupă de cultură, da? Cu trebuie să adică el are pe domnul primar, e de incultură. Primarul se ocupă de incultură, adică se lovește de incultura consilierilor locali. Dacă vreți să spunem așa. Primarul adică se lovește de incultura consilierilor locali. Și a viceprimarului respectiv, adică viceprimarul care se ocupă cu acest domn. Vorbesc. Da, da, sigur. Viceprimarul care se ocupă și ia indemnizații despre, cred că, peste 90 de milioane lei rol lunar. 130 de milioane lei. Mai puțin, vă rog frumos, domnul Grivei, terminați-vă ideea. Și se ocupă numai cu treaba asta. Eu mă mir pentru ce a luat omul ăsta, viceprimarul acesta, 90 de milioane de lei pe lună, peste 90 de milioane de lei pe lună, lei rol. Și nu a observat până acum, a trebuit să observe deci un jurnalist. Deci asta e opinia dumneavoastră, bine. Și nu a luat nicio măsură. Dacă nu se ocupă, s-ar impune o analiză. Primarul să impună o analiză în primăria Târgu Jiu și în Consiliul Local. A zis. Și să, dacă acest viceprimar chiar este incompetent, a trebuit să-i preia toate responsabilitățile care cu ce vorbim. Poate să ia totul. Și la Motru au încercat primarul. Nu l-a luat. Vreți să vin cu 215? Prin fișa postului viceprimarului revin anumite atribuțiuni pe care primarul chiar nu poate să-i le ia. Alea spovești, doamnă. Stimată doamnă. Adică poate să stabilească anumite atribuțiuni. Dacă ar fi putut să facă asta, domnul Jeanu o făcea deja. A făcut-o. Ăla nu justifică munca. Bine. Ascultați-mă. Domnule... Deci,
conform legii, viceprimarul are atribuțiuni stabilite de către primar. Da. Sigur. Bun. Sunt anumite atribuțiuni care de bază nu există. Sunt anumite atribuțiuni pe care primarul le poate delega viceprimarului. Și atunci ce îl împiedică pe domnul Romanescu să îi ia toate atribuțiile? Păi faptul că este incompetent. Păi da, pe bun, adică nu înseamnă că nu are justificare domnul Romanescu. Îmi pare foarte rău. Păi uitați, rezolvă operele lui Brâncuș. Înseamnă că domnul Romanescu nu are justificare pentru ceea ce face. Dacă legea îi permite să meargă atât de departe, înseamnă că nu are justificare. Îmi pare foarte rău. Uite, nu ar fi exclus, acum, după ce s-a descoperit, păi primarul stă și ia fiecare străduță în parte la... Are oameni care trebuie să ajute. Mai parcul central o dată la două luni, trece și lui, mă, să vedem care mai... Vă ascult. Deci, problema este o mare problemă, din punctul meu de vedere, faptul că nu s-au mai făcut acele biocidări. Și nu știu, responsabilitatea este la nivel de primărie. Că primar, că viceprimar, din punctul meu de vedere, nu poate fi exclus în nicio formă, niciodată primar. E ca și cum ai exclude din Guvernul României primul ministru. Bun. Deci nu poate fi exclus primar. Deci domnul primar a ieșit și a spus același lucru pe care l-a spus și domnul viceprimar, că se așteaptă rezultatele analizei ale Institutului de Optoelectronică, pe care l-a spus și Doru Strâmbulescu. Ceea ce mi se pare incorrect, pentru că așteptăm timp de așteptăm încă 6 luni de zile să vină aia cu rezultatele. Eu nu zic că așteptăm după aia să vină cu rezultatele, dar acțiunea de biocidare trebuie făcută, adică este clar. Nu putem să spunem că nu facem nimic până când nu se hotărăsc până când nu stabilesc concluziile analizelor lor. Trebuia făcută această acțiune de biocidare, mai ales că înțeleg că era una relativ ieftină, adică să spunem 50.000 de lei, maximum 50.000 de lei. Pune și un miliard sau cât erau, deci dar era nevoie și este nevoie acum, de o astfel de biocidare. Întrebarea mea de simplu cetățean este, domnule, până unde permite autoritățile locale să se ajungă? La aceste opere de artă nu poate să intervine jurnalistul Narcis Daju nu ar fi făcut publică. Domnule, până unde să se fi înverzit totul? Doi, dar chiar la modul ăsta? Ministerul Culturii. Ce minister, domnule? Vine Ivașcu să vadă dacă zver scaunele. Despre ce vorbiți? A, lipsa de reacție. Nu poți să faci ce vrei. Adică nu e Cârciumaru, adică Marcel Romanescu, nu e Florin Cârciumaru să pună jetul de apă sub presiune ca să le... Nu. Vă amintiți ce s-a întâmplat acolo? Sigur, un episod de trist amintire. Sigur. De ce vorbim. Adică domnul Rădaru vrea să facă ce a făcut Cârciumaru? Să facă specialiștii. Vina este a tuturor. E păcat că s-a ajuns aici. Vina este a tuturor. Nu au reușit. Doi, atât avem bun în orașul ăsta. Pe cuvântul meu, dacă nu. Doi, atât avem bun în orașul ăsta. Nici asta nu putem să... Nu. Da. Nu. Evident e concluzia finală, mulțumesc. Evident că nu. Vă mai aștept și cu altă ocazie, stimați invitați, doamnelor, domnilor, dumneavoastră, vă dau o nouă întâlnire. Săptămâna viitoare vă doresc un weekend minunat.